Suntem, stimați telespectatori, în Comuna Tuțora. Stăm de vorbă cu domnul primar Crisinel Albu. Suntem, de fapt, în casa, au Centrul Cultural Mihai Eminescu, nu? Bine v-am găsit! Bine ați venit la noi, la Tuțora. Astăzi inaugurăm oficial Casa de Cultură Mihai Eminescu din Tuțora, un centru cultural construit în ultimii ani de către administrația Comunei Tuțora, fonduri de la Compania Națională de Investiții și fonduri locale, un centru care a adunat o sală de spectacole, această sală de spectacole în care ne aflăm, o bibliotecă, o sală de lectură și o sală de ședințe, cu tot ce înseamnă utilități pentru, știu eu, îndeplinirea actului cultural într-o comunitate la câțiva kilometri de Iași. Un act cultural care va fi de elită astăzi, pe lângă interpreți, am văzut ansamblu artistic Constantin Arvinte și vedete locale, că știu că aveți din toată zona. Astăzi ne-am limitat la invitații, câteva personalități culturale. În speță avem ansamblu Constantin Arvinte pe lângă Consiliul Județean Iași. Avem un grup de artiști care vor recita poezii de Eminescu și nu numai. Și va încheia ziua Daniel Magdal, constăteanul nostru, directorul cultural al Operei Române din București, care este o onoare pentru noi să-l avem azi în rândul nostru. A venit cu o echipă? Vine cu un pianist, cu colegul lui, aveam după amiază de romanțe și cred că o să placă publicului de la Tuțora, pentru că în ultimul timp nu prea am avut parte de asemenea evenimente în comuna noastră. Și nu ați avut parte pentru că, iată că se merita în măsura în care se termina și căminul cultural, lucru care știu că se lucrează la el, am fost de fapt aici în preajmă la zilele comunității sau la cele evenimente organizate astă vară și nu numai, și știam că se lucrează aici. Acum, iată că e momentul potrivit pentru evenimente speciale. Da, acest obiectiv este un obiectiv de suflet al meu, pentru că în 2016, când am preluat conducerea comunității, comuna avea un cămin cultural construit în anii 1950 din furci de lemn cu, eu știu, acoperișul cum era. În urma expertizelor s-a constatat că acea construcție nu mai poate fi utilizată și atunci a fost nevoit să apelăm la diferite surse de finanțare pentru a construi această casă de cultură. Am intitulat o casă de cultură deoarece căminile culturale, știți că în general în mediul rural au și altă semnificație. Noi am spus că... A fost dinaturat un pic după 90. Căminul cultural la vechi devenise și sală de întâlniri. De baluri, discoteci. Și aici vom avea activități, dar numai activități culturale și cred că această clădire, după cum ați văzut și în ansamblu ei, merită respectul tuturor locurilor. Biblioteca aici, inclusă în acest... Da, biblioteca, sala de lectură și cred că totuși o să devină un simbol a comunității ora. Domnul primar, suntem la început de an, astăzi e deja 21, înainte de unire, de 24 ianuarie, deci la început de an primarul are un gând în urmă cu ceea ce a făcut și cu ceea ce are de făcut, mai ales că în scurtă vreme veți aproba și bugetul, pentru că el a trecut sau trebuie să treacă de Consiliul Județean, a trecut de guvern și trebuie aprobat și în fiecare comunitate în parte. Noi avem bugetul expus în consultare publică, avem un buget care cred că este pe măsura așteptărilor noastre. Noi avem proiecte începute anii anteriori, în derulare, avem proiecte la început, un buget care sper și cred că o să ne acopere cheltuielile în cadrul proiectelor, pentru că știm foarte bine, au fost la sfârșitul anului 2020 de câteva probleme în finanțarea proiectelor sau plata facturilor la constructori, dar deja la o plăcere la Centrul Educațional am început activitatea de săptămâna aceasta, au primit parte din bani, pe Angel Salini deja s-au decontat câteva facturi, deci constructorii vor putea să lucreze cum îi permite timpul. Noi avem 3 proiecte mari în comuna Tuțora. Avem construit și dotare Centrul Educațional la Oprișeni, un obiectiv de aproximativ 2 milioane de euro. Avem înființarea sistemului de canalizare în comuna Tuțora, un proiect de 6 milioane de euro. Și sper cât mai repede să-mi emis deja autorizația de construire pentru extinderea gazului în satul Chipereș, Oprișeni, o investiție de 1,5 milioane de euro, care acestea sunt cele mai mari obiective în comparație cu celelalte proiecte de câteva sute de mii de euro, pentru că
eu v-am mai spus-o și o repet, Suțorul a trecut la alt level, la alt nivel de joc, unde ne permitem să discutăm și noi de proiecte de milioane de euro. Cu alte cuvinte, sunteți și optimist la început de an și spun asta pentru că evenimentul de astăzi va fi și o carte de vizită pentru proiectele viitoare și mai ales cele culturale pe care le veți găzdui aici și știu că aveți multe. Domnul profesor, dacă nu, un primar nu este optimist, atunci locuitorii comunii vor fi foarte pesimiști. Trebuie să noi, în primul rând, să fim optimiști, să atragem lângă noi, să participe la activitățile noastre, să implice în proiectele noastre, pentru că tot ceea ce face primarul și echipa dânsului de consilieri sau aparat de specialitate e pentru comunitate și numai împreună comunitatea poate să dezvolte cele mai frumoase proiecte. Eu vă știu de la începuturi, când erați viceprimar, când ați candidat, vă doresc să candidați și anul acesta, cred că o să o faceți, pentru că mai aveți multe lucruri de făcut. Sunteți un om, ați fost, sunteți și rămâneți un om tânăr prin aspirațiile și implicarea pe care o aveți, așa că cu siguranță veți învinge. Da, mulțumesc. Eu am o vârstă tânără, am o familie frumoasă, deja așa cum sunt eu tânăr, am doi nepoței, mai urmează încă unul. Deci ești bunic deja. Deja sunt un bunic tânăr și cred că trebuie să ne atragem copiii, nepoții în comunitățile noastre, pentru că aici e pământul cel mai... Știți, câteodată e cel mai negru, dar e cel mai productiv. Cred că în satul românesc copiii trebuie să revină și să găsească în satul românesc utilități, să găsească condiții de trai. Cred că nu vreau să fiu răutăcios cu țările membre din Europeană. Cred că și în România se poate trăi la fel ca în Europeană, numai că trebuie un pic să ne schimbăm cu toții mentalitatea. Mentalitatea și pentru că dictonul veșnicia s-a născut la sat, iată că ce ați făcut acum cu acest cămin cultural, cu ce veți face în continuare cu proiectele de modernizare urbană, cu siguranță când vor reveni acasă în vizită la părinți sau pur și simplu cu dorința de a se întoarce, ajutați de primărie cu un teren, cu știu eu, un sprijin de vreun fel, copiii noștri, copiii satului Suțora, comunii Suțora vor gândi deja altfel. Cu siguranță, cred că toate aceste eforturi depuse de noi sunt pentru a schimba mentalitățile și pentru a încerca să aducem oamenii acasă. Suțora a cunoscut mi-am propus în 2016 Suțora să devină un sat european și îmi doresc ca încă într-un mandat Suțora să ajungă la nivelul satelor, eu știu, chiar de top din România, pentru că avem toate condițiile necesare pentru a ne dezvolta. În încheiere aș dori să vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi și dumneavoastră sunteți cei care reușiți să transmiteți mai departe decât noi informațiile în străinătate, pentru că aveți și postul internațional și cetățenii din România, cetățenii din străinătate, cetățenii din comuna Suțora care sunt plecați peste hotare să ne urmărească, să vă urmărească, pentru că transmiteți în modul cel mai corect informațiile din satul românesc. Dacă îmi dați o persoană de contact, pe 16 februarie lansăm cartea Petru Făsil, Povara normalității la Londra. La restaurantul Cornelius va fi și cocktailul, apoi ne gândim la o gală și numai bine de acolo vă preluăm în direct ca să dialogați cu fiul satului de frunte, siguranță, dacă se poate, în mediul de afaceri. Cu siguranță avem cetățeni din țara plecați în toate țările din Europa și în America și cu siguranță dacă o să ajungeți și o să ne solicitați, o să vă dăm de contact a locuitorilor de acolo. Foarte frumos. Domnule primar, vă strâng mâna, vă doresc să aveți un an bun, succes și să rezistați la cele cel puțin 4 întâlniri electorale, în afară de cea care ține de primar. Mulțumesc, cred că după aceste patru suntem vom fi atât de căliți și atât de bine pregătiți psihic pentru următorii ani, încât o să fie bine la toată lumea. Stimați telespectatori, a fost domnul Cristian Elalbu, primarul comunei Suțora, a fost o leacă de taifas la început de an, copiii s-au pregătit, iată scena e deja frumoasă și au și repetat cei de la Constantin Arvinte, încă o dată să aveți un an bun. Doamne ajută, mulțumesc la toată lumea și să avem parte de o zi frumoasă împreună cu toți locuitorii din comuna Suțora și dumneavoastră să ne comunicați, să transmiteți mai departe ceea ce facem noi la Suțora. Stimați telespectatori, la căminul cultural Suțora îi spun bun venit domnului Bogdan Cojocaru, domnului prefect. O zi bună și un început de an, că până acum nu ne-am întâlnit, cât mai bun și cu rezultate. Bună ziua, mulțumim! Mulțumim și noastră că sunteți alături de noi, pentru că astfel de evenimente trebuie promovate și cred că în comuna Suțora toată lumea poate vedea cu ochiul liber că lucrurile s-au transformat în bine din momentul în care domnul primar Albu a preluat funcția de primar.
Dacă un om gospodar, cum îl știm, s-a ocupat, bineînțeles, de tot ceea ce înseamnă infrastructură rutieră, mai nou, un proiect important pentru extinderea rețelelor de gaz, un om gospodar ca dumnealui nu putea să nu se gândească și la partea culturală și, bineînțeles, la tot ceea ce ține de sufletul comunității, pentru că de fiecare dată mulți dintre noi vorbim despre ducerea mai departe a tradițiilor românești, despre modul în care reușim să-i convingem pe cei mai tineri să nu se îndepărteze de tradiții și valori. O astfel de investiție susținută prin intermediul sumelor venite și de la Guvernul României, prin CNI, o astfel de investiție într-un cămin cultural modern care poate să pună la dispoziție tuturor tinerilor și tuturor celor care sunt interesați de partea frumoasă, partea culturală a vieții din comuna Țuțora, un spațiu în care se poate să-și desfășoare aceste activități foarte într-un mod decent, într-un mod corect, în așa fel încât să poată să ducă mai departe valorile și tradițiile românești. Astăzi va evolua ansamblul Consiliului Județean Constantin Arvinte, dar va fi și un fiu al satului care este director la o instituție importantă din București. E foarte bine la un moment de sărbătoare pentru întreaga comunitate. Faptul că sunt și persoane care apreciază munca domnului primar, munca întregii echipe pe care dumnealui o coordonează la nivelul primăriei și, bineînțeles, munca tuturor consilierilor locali. Faptul că vin și oameni din afara comunei, clar că acest lucru ne demonstrează încă o dată că Țuțora este pe mâini bune, oameni gospodari care își fac treaba zi de zi pentru comunitate și lucrul acesta se vede. Îl cunosc pe domnul primar de pe când era viceprimar, mulți ani înainte. Din 2016 știu că a devenit primar. De la un an la altul, de la un mandat la altul, că probabil va candida și pentru 2024-2028, l-am văzut mai implicat, mai prezent, mai activ, inclusiv în ce privește debitul verbal, pentru că la început era mai rezervat, mă rog, așa erau vremurile și în calitatea pe care avea atunci era mai atent cu cuvintele. Acum îl văd un om al cetății, ca să spunem așa, foarte implicat. E un om care, din punctul nostru de vedere, nu doar pentru că este coleg cu noi și este un social-democrat adevărat, dar este un om care a căpătat foarte multă încredere și experiență. Încredere pentru că are o echipă bună, are foarte multe proiecte în derulare și foarte multe proiecte pentru care căutăm împreună finanțări. De la nivelul prefecturii și nu numai, suntem alături atât de domnul primar din comuna Țuțora, de domnul Albu, dar și de toate comunitățile din județul nostru, indiferent de culoarea politică, orice cent pe care putem sau orice leu pe care putem să-l aducem în județul nostru, indiferent că vorbim de infrastructură rutieră, școlară, infrastructură medicală, orice investiție este binevenită și atât eu ca prefect, dar și colegii noștri socialdemocrați punem umărul în așa fel încât toate sumele necesare și proiectele pe care și le doresc să le pună în aplicare primarii din județul nostru să-și găsească și sursă de finanțare. Sunt în momentul de față mai multe oportunități, fonduri de la nivel guvernamental, Programul Național de Redresare și Reziliență, care oferă iarăși oportunități și pentru comunitățile mai mici sau mai mari, indiferent de dimensiunea lor. Există, bineînțeles, și exercițiul noul, exercițiu financiar 2021-2027. Deci am adus în discuție doar trei dintre aceste variante. Cu siguranță, echipa condusă de domnul Albu va construi proiecte sau va scrie proiecte importante pentru a putea construi un viitor bun pentru cei care locuiesc în comun. Eu vă doresc succes în 2024. Sunt 4 întâlniri cu electoratul. Vă doresc succes dumneavoastră, că veți fi probabil unul dintre candidați pe la una din funcțiile din zona noastră a Iașului. Da, și să fiți sănătos ca să le puteți duce pe toate. Să fim sănătoși, da, într-adevăr vom construi împreună, spun eu, o echipă redutabilă. Ne dorim ca, așa cum spuneam, ca la nivelul județului nostru investițiile să fie din ce în ce mai importante. Am făcut acest lucru și până acum. Sunt proiecte mari în așteptare. Mă refer aici la Spitalul Regional de Urgență, un proiect mult așteptat. Sunt deja ani buni, poate 10-15 ani de când se vorbește despre acest proiect. S-a mai depășit o etapă importantă, pot începe primele lucrări, așteptăm doar semnarea contractului pentru Spitalul Regional de Urgență. Aeroportul din Iași... Ne întâlnim la aeroport la ora 10.
aeroportul din Iași a beneficiat de susținerea guvernamentală, pentru că cele 90 de milioane de euro care au ajutat pentru, care au fost folosite pentru construirea noului terminal, banii respectivi sunt semnați, sau proiectul respectiv este semnat de către ministrul Sorin Grindeanu, un social-democrat adevărat care a făcut un astfel de, sau a contribuit la acest proiect, așa cum a contribuit și în alte 4-5 județe, unde la fel aeroporturile se dezvoltă. A7 este un proiect care deja, sau se conturează deja mai bine decât A8, dar mergem cu amândouă înainte. Se conturează și cu toate discuțiile și mă bucur că din nou societatea civilă a reacționat, A8 are nevoie de sprijinul tuturor și al nostru, celor implicați în administrație și din punct de vedere politic, și bineînțeles societatea civilă am văzut că a reacționat în așa fel încât să putem să depășim anumite momente să, mai puțin plăcute pentru A8, pentru că în ceea ce privește A8 avem nevoie de finalizarea documentației, pentru că suntem într-o competiție legată, o competiție legată de sursele de finanțare. Cu cât finalizăm mai repede aceste studii și proiectul pentru a putea intra în această competiție, cu atât avem garanția că vom avea sursă de finanțare, pentru că banii din programul de transport nu sunt doar pentru A8, sunt pentru toate proiectele la nivel național. Ai toată documentația, ai toate hârtiile pregătite, poți intra în această competiție și avem nevoie de sprijinul tuturor pentru ca A8 să devină realitate. Domnule prefect, vă mulțumesc, să aveți succes, să avem un an bun. Mulțumesc la fel și sănătate tuturor. Cel ce în zilele tale în trup a învățat pe oameni, prefăcând cu puterea ta cea dumnezeiască templul, pustia și corabia într-un amvon al vremurilor de atunci, încât toți care ascultau se mirau, întrebându-se cum știe acesta carte fără să fie învățat. Și acum te rugă, binecuvintează acest așezământ de cultură, cu venirea Duhului Tău Celui Sfânt, prin mijlocirea Maicii Domnului, ocrotitoarea parohiei acesteia, și pe toți ostenitorii Lui, precum L-ai binecuvântat și luminat pe Ștefan, întâiul Tău mucenic, în a arăta oamenilor în marea Ța cuvântare la dâncurile cele de nepătruns ale înțelepciunii și științei Tale, iar lui Pavel i-ai dat tărie ca să vorbească din Scripturi în Duhul Sfânt, mulțimilor din Tesalonic, Berea, Atena și din toată Grecia. Tot așa dăruiește și celor care se ostenesc și se vor osteni în acest templu al culturii și spiritualității neamului românesc, Duhul înțelepciunii, al științei și al bunei cuvințe, pentru ca toate cele împlinite de ei să fie spre folosul sufletesc al poporului român și spre slava numelui Tău cel Sfânt. Izbăvește de vrășmașii văzuți și nevăzuți și de toate cursele vătămătoare de suflet ale acestora, precum ai izbăvit pe apostolii Tăi când i-ai trimis la propovăduire în toată lumea după ce în ziua cinzecimii au primit Duhul Tău cel Sfânt, dându-le puterea să calce peste șerpi, peste scorpii și toată puterea vrășmașului.
Pomenește, Doamne Dumnezeul nostru, pe toți care au slujit această instituție de cultură și spiritualitate, adormiți într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice și așează în împărăția cerurilor după faptele și credința fiecăruia. Că ție se cuvine să ne miluiești, să ne mântuiești pe noi și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce ai fost preamărit de buzele celor 24 de bărbați înțelepți care îți cântau cântare nouă, zicând că ești vrednic să iei cartea și să deschizi pecețile ei, Cel ce ai descoperit Apostolului Ioan dulceața cuvintelor Scripturilor și taina cea mai de pe urmă a sufletelor celor mari și mici care vor sta înaintea tronului Tău pentru a fi judecați de cele scrise în Cartea Vieții. Potrivit cu faptele lor, căci faptele oamenilor, de la cele din tâi până la cele din urmă, sunt scrise în Cartea Vieții fiecăruia, aflată în biblioteca împărăției tale. După cum spune Scriptura, pe acela care a greșit înaintea mea, îl voi șterge din cartea mea. Și iarăși ștergi să fie din cartea celor vii și cu cei drept să nu se scrie. Cei care nu te caută pe tine, Dumnezeul nostru, pe tine însuți, Stăpâne al tuturor Dumnezeule milostive, Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul al lui Dumnezeu, te rugăm, binecuvintează biblioteca aceasta cu venirea Duhului Tău Celui Sfânt prin mijlocirea Maicii Domnului și pe toți ostenitorii care au adunat la un loc cărțile acestea folositoare de suflet și minte, scrise sub adumbrirea Preasfântului Tău Duh și precum ai revărsat înțelepciune în inimile Sfinților Proroci și Apostoli ca să scrie cuvintele Tale spre înțelepțirea și mântuirea oamenilor, căci gura Ta a poruncit și suflarea Ta le-a adunat, iar Sfinților Părinți ai Bisericii le-ai dat puterea de a pătrunde adâncul cel de nepătruns al Sfintei Tale învățături. Tot așa și autorilor cărților aflate în această bibliotecă, celor vii, sporește-le cugetarea inimii pe măsura credințelor în Tine și ferește de învățăturile stricătoare de suflet, ca să înțeleagă că toate darurile Tor de la Tine sunt. Precum spune Scriptura, toate comorile înțelepciunii și ale cunoștinței sunt ascunse în Hristos, iar pe cei adormiți îi așează după faptele și credința fiecăruia în ceata celor înțelepți care se bucură în împărăția Ta. Dăruiește ctitorilor cărților acestora și cititorilor prin lucrarea Preasfântului Tău Duh bucuria lecturii, ca astfel să facă și pe alții părtași frumuseților ziditoare de suflet și minte care se găsesc tăinuite în cărțile acestea. Că Tu ești luminarea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și vorurea și în vecii vecilor. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Credincioșilor creștini asupra celui potriv îndăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Miluința binecredincioșilor creștini asupra celui potriv îndăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Miluință binecredincioșilor creștini asupra celui potriv îndăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Stiruință binecredincioșilor creștini asupra celui potriv întăruiește și cu crucea Ta spăzește pe poporul Tău. Se binecuvintează acest așezământ de cultură închinat lui Mihai Eminescu prin stropirea cu aghiazma.
cuvintele puterii în sfințit. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Sfânt. Prea cu cernice, Părinte, domnule prefect, domnule primar și viceprimar, stimate oficialități care ați avut dragostea și bunăvoința să fiți alături de noi la un moment absolut deosebit pe care îl trăiește comunitatea comunei noastre. Iată că, mergând în timp, undeva acum 10 ani, am fost invitat la o nuntă care se făcea în fostul cămin cultural. Și vă mărturisesc că atât timp cât am stat acolo, stăteam cu mare emoție să nu cumva să se întâmple un cutremur, pentru că probabil un sfert de parohie era la nuntă acolo. Și mă gândeam că la un cel mai mic cutremur de peste 5 grade are să fie o mare tragedie. A dat bunul Dumnezeu și cu mult curaj, după ce cetățenii comunei valoresc pe domnul Cristinel Albu ca și primar, să aibă curajul și să se enerveze și să zică hai să-l dăm jos. Apoi s-a enervat odată și a zis hai să facem și niște acte pentru ca să facem un cămin cultural, o casă de cultură nouă. M-a chemat la un moment dat și mi-a arătat în birou, ne mai întâlnim din când în când ca vechi prieteni și îmi spune, iată, Părinte, ăsta e proiectul casei de cultură. M-am uitat puțin la dânsul așa, când am văzut, mi-a zis, v-a explicat, am zis, na, fiecare om are dreptul să viseze. După care zice, undeva prin 2019, în luna septembrie, Părinte, știi, trebuie să facem sfințirea locului unde se va ridica casa de cultură. Serios? Foarte serios a fost. Am mers, l-am sfințit. Și ca să fiu sincer, când am văzut cât este de mare suprafața pe care urma să se construiască și când mi-am dat seama că, de fapt, o construcție care depășește cu mult orice construcție din parohie și din comună, am zis, zic, săracul e tânăr și nu-ți dă seama cât are de lucru și cât are să își consume energia pentru ca să poată să facă această construcție. Iată că n-au trecut decât 4 ani și un pic și cu multe drumuri, cu multă sprijin și ajutor, probabil o parte din cei care l-ați ajutat sunteți și aici de față, nu pot să, chiar dacă nu-i prezent, trebuie să-i amintesc numele pentru că sunt un bun prieten al parohiei și celor meu și al comunii și al zonii noastre, domnul Marcel Popa, care era prezent acum 4 ani și ceva la sfințirea locului pentru această construcție. Toți ați fost alături de domnul Cristinel Albu, primarul nostru, și iată că astăzi putem să vorbim despre o construcție absolut fantastică, un vis devenit realitate, în care de acum încolo copiii și tinerii parohiei noastre și al comunii noastre, mai corect spus, vor avea spațiu potrivit ca să-și desfășoare activitățile pe care cu ceva timp în urmă le desfășurau în biserică, în curtea bisericii, prin casă de prăzduire, în locuri total nepotrivite. Încetul cu încetul am început să ne ducem și la școală, îi vând foișor și probabil văzând cât de greu este să facem aceste activități cu tinerii, atunci a fost impulsionat ca să facă această construcție. În momentul de față, această construcție, în mod categoric, primește cu multă bucurie pe toți cei care vor să vină cu plăcere să-și desfășoare activități, pentru că așa este normal. Pentru că atunci când era în urmă, cu timpuri, toate activitățile porneau prin vorul bisericii, școală, activități culturale. Oamenii însă s-au dezvoltat ca să le-au devenit din ce în ce mai multe și bineînțeles că au fost nevoie de spații mai generoase. Școli, mult mai generoase și sperăm noi că peste un timp domnul primar are să invite o parte dintre dumneavoastră sau pe toți să inaugurăm și școala de la Bobrișeni și aceea un monstru imens, mare și foarte modern, mi s-a spus.
Și iată, acum suntem aici pentru a face inaugurarea acestei clădiri, care, iată, este la al treilea spectacol deosebit pe care îl va susține, vor susține artiști aici. Spre bucuria mea, inaugurarea neoficială a fost făcută în cadrul taberei din anul acesta, de anul trecut, cu tinerii și copiii parohiei. Apoi a fost un eveniment frumos cu activități ale școlii, iar acum, prin această inaugurare oficială, vor fi, cu siguranță, va fi, de fapt, un bun început pentru o mulțime de momente deosebite la care creștinii parohiilor noastre, din comuna noastră, vor fi invitați. Pentru că vor fi, cu siguranță, multe activități culturale care să se desfășoare, ținând cont că, în momentul de față, directorul acestei instituții, doamna Adelina, Malina Bădiliță, s-a arătat și se arată ca o persoană deosebit de energică, cu multă viziune și multă energie pentru a face asemenea lucruri, cu siguranță susținut, ca și până acum, de primărie. Nu sunt omul care să laud pe cineva ca să se simtă bine, că așa dă bine. Nu. Am, cu siguranță, mare rezerve să fac treaba aceasta, însă de data asta trebuie să recunosc că această construcție este un vis pe care noi l-am visat și care acum a avut deveni realitate, în primul rând, prin strădania celui pe care îl invit să se ridice în picioare și să-l putem aplauda cu toții. Felicitări, domnul primar. Cu siguranță bănuiesc că dumneavoastră urmați la... Nu dumneavoastră? Nu, nu vreți să veniți. Bine, e un program mai alt. Că de obicei vă bagă în sugădeală. Bun. Vă urăm vizionare plăcută, o zi frumoasă și să rămână în memoria dumneavoastră această zi specială cu oameni extraordinari care abia așteaptă acolo să vină și să vă încânte.
Stimați invitați, preacucenici părinți, dragi locuitori ai comunei Țuțora, bine ați venit la spectacolul omagial Țara mea de glorii, țara mea de dor, cultură și unitate la umbra lui Eminescu, organizat de Primăria Comunei Țuțora, cu ocazia inaugurării și sfințirii acestei frumoase case de cultură Mihai Eminescu. Este un privilegiu și o mare bucurie pentru noi să ne aflăm în fața acestui moment emoționant. Da, este emoționant pentru că reprezintă împlinirea unui vis, al unui ideal frumos și anume acela de a ridica în mijlocul acestei comunități un așezământ dedicat culturii noastre românești. Un așezământ unde oamenii se pot întâlni cu ceea ce poporul nostru are mai frumos de oferit: tradiție, hărnicie, omenie și noblețe interioară. Îl invit pe domnul primar Cristin Elalbu pentru a ne spune câteva cuvinte. Bună ziua și bine ați venit la această frumoasă adunare. Toată lumea vorbește de un vis, toată lumea vorbește de îndeplinire. Pot să vă spun că este proiectul meu de suflet, cu care am început în 2017. Și mă simt, știu eu, mulțumit că am reușit împreună cu echipa mea din primărie și Consiliul Local să ducem la îndeplinire cu succes acest frumos obiectiv. Pe scurt, de ce se intitulează Casa de Cultură Mihai Eminescu? Deoarece Eminescu a fost la Țuțora. Pentru cei care nu știu, în anul școlar 1857-1858, când Eminescu era revizor școlar, a vizitat sau a controlat și școala de la Țuțora. Și atunci, ce nume mai frumos decât Mihai Eminescu putea să poarte această casă de cultură? Și de ce o casă de cultură și nu un cămin cultural așa cum a fost înainte? Pentru că statul român a investit în această frumoasă clădire o sumă considerabilă prin Compania Națională de Investiții și vreau să mulțumesc pe această linie conducerii Companiei Națională de Investiții pentru că ne-a finanțat și trebuie să rămână o casă de cultură pentru că aici avem o sală de spectacole, avem în spate bibliotecă, o sală de lectură. Și atunci toate cumulate formează acest frumos ansamblu de casă de cultură și nu cămin cultural, așa cum eram noi obișnuiți înainte cu căminul cultural de la Țuțora. Mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat, pentru că nu a fost ușor. Când am început acest cămin, această casă de cultură la Țuțora era căminul vechi, știți foarte bine cum arăta. Am mai avut nostalgici care au plâns după cel pe care l-am demolat. Am mai avut, știu eu, anumite piedici, un constructor care a trebuit să tragem de el și am reușit, până la urmă am reușit. Ca să nu monopolizez, vreau pe scurt să vă invit să rămâneți până la sfârșitul acestei frumoase zile, pentru că avem foarte multe activități. Vreau să invit alături de noi pe domnul prefect al județului Iași, domnul Bogdan Cojocaru, pe domnul Bogdan Balanișcu, președintele Organizației Municipale PSD Iași, secretar de stat în Ministerul Mediului, domnul Bogdan Cruceanu, președintele Tineretului pe județul Iași, pentru că, sincer, noi, cei care de acum trecem de 50 de ani, ceea ce construim, construim pentru acești frumoși tineri și acești frumoși tineri trebuie să ducă mai departe ceea ce facem noi. Vreau să-l invit pe domnul manager general al ansamblului Constantin Arvinte, Petru Șușu, să vină alături de noi, să-l cunoașteți. Dânsul este cel care a dat naștere acestui frumos ansamblu și ne-a încântat de câteva ori. Și mai am aici prieteni în sală, dar deocamdată ne oprim ca să nu am venit la cultură, n-am venit la povești. Dar pe scurt o să vă rog fiecare să transmiteți câteva cuvinte. Domnul prefect. Bună ziua tuturor! Altfel începi un discurs după ce asculți vioara, deja ai altă stare de spirit și după slujba frumoasă făcută de preacucernicii părinți. Domnule primar, felicitări, voi fi foarte scurt pentru că în comuna dumneavoastră lucrurile vorbesc, faptele sunt văzute de toți cetățenii. Eu mă bucur că pot fi contemporan și parte din aceeași echipă cu dumneavoastră. Ne dați și nouă celor mai tineri un exemplu de administrație din toate punctele de vedere. Știm Comuna Țuțora din momentul în care dumneavoastră ați intrat chiar ca viceprimar,
prima dată și apoi primar, încetul, încetul s-a schimbat din toate punctele de vedere. Un om gospodar care a investit, și nu o spun doar că suntem prieteni sau e colegul nostru, un om gospodar care a investit foarte mult timp în tot ceea ce înseamnă activitatea pe care trebuie să o desfășoare alături de echipa de la primărie și, bineînțeles, alături de echipa de consilier local. Din fericire, chiar dacă nu toți sunt de aceeași culoare politică, și-au dat mâna pentru a face alături de primar câteva modificări importante la nivelul comunității. Infrastructura rutieră s-a schimbat, infrastructura școlară s-a schimbat, din nefericire am avut o discuție legată de acel centru de permanență pe zona medicală, însă există servicii, pentru că proximitatea, apropierea de comuna Holboca e, sau distanța față de următorul centru e foarte mică, dar și aici sunt discuții. Pe scurt, din toate punctele de vedere, indiferent că vorbim de un anumit tip de investiție în sănătate, în educație, domnul primar s-a ocupat. Însă cel mai important lucru pentru noi, mai ales că suntem în luna ianuarie, pe 15 ianuarie am avut și prilejul de a, alături de comunitatea locală din Iași, să ne aducem aminte de Eminescu. Iată aici, astăzi inaugurăm o casă de cultură cu numele marelui poet, dar cel mai important lucru e că domnul primar, din perspectiva mea, nu s-a ocupat doar de proiecte, infrastructură, rețele de gaz, pentru că urmează să facă această extindere cu o sumă consistentă, s-a ocupat și de tot ceea ce ține sufletul fiecăruia dintre noi. Pentru că, de fapt, această casă de cultură și cei care vor lucra aici, cei care vor performa aici, se vor ocupa alături de biserică, bineînțeles, de tot ceea ce ține de frumos sufletul și cultura și valorile pe care tinerii, copiii din comuna Țuțora, trebuie să le ducă mai departe. Începând de astăzi, acest lucru se poate face într-o casă de cultură în adevăratul sens al cuvântului, au totul la dispoziție. Sunt convins că și cadrele didactice se vor implica în așa fel încât cei tineri să fie prezenți aici să-și construiască toată activitatea pe zona aceasta culturală și cu siguranță vor beneficia de sprijinul tuturor. Felicitări, mult succes în continuare! Și așa cum am spus și din primul moment în care am venit la acest eveniment, indiferent că vorbim de comuna Țuțora sau vorbim de alte localități din județul Iași, vom fi, atât din punct de vedere administrativ, dar și politic, vom fi parteneri corecți, în așa fel încât orice cent, orice leu pe care putem să-l aducem de la nivelul Guvernului României, prin PNRR sau prin exercițiu financiar pe fonduri europene 2021-2027, orice cent pe care putem să-l aducem să nu fie pierdut, ci să fie cheltuit în infrastructura din județul nostru. Felicitări, mult succes în continuare și vreau ca și de acum înainte să putem să preluăm din lucrurile bune, din metodele bune pe care le aveți dumneavoastră de lucru, din punct de vedere administrativ și politic, cu siguranță atât noi, dar și multe alte comune sau reprezentanții altor comune au ce să învețe de la dumneavoastră. Mult succes! Uneori chiar făceam o glumă cu domnul primar și am terminat. Mi-aș fi dorit ca domnul primar Albu să nu fie primar de Țuțora, pentru că știți cum e, că lumea calculează că e comună mică. Mi-aș fi dorit să am 10-20 de primari ca domnul Albu în localități mult mai mari și atunci cu siguranță lucrurile ar fi arătat cu totul și cu totul altfel la nivelul întregului județ. Mult succes în continuare! Mulțumim, domnul prefect! Am invitat numai oaspeți, dar am uitat. Așa, când ai emoții, n-ai cum să nu greșești. Domnul învățător Lică Neamțu, Vasile Neamțu, și părintele Bădiliță, vă rog să veniți alături de noi. Rog pe domnul Bogdan Balanișcu să ne spună și dânsul câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule primar. Bună ziua, oameni buni, și la mulți ani, încă suntem în luna ianuarie. Cred că e important ca fiecare dintre noi, în funcție de pozițiile pe care le ocupăm la nivelul administrației publice locale sau centrale, să reușim să aducem un sprijin în comunitate.
Dacă discutăm de ceea ce înseamnă linia de la Ministerul Mediului, probabil o parte dintre noastră sunteți și beneficiari, discutăm de programele de panouri fotovoltaice, dar discutăm la nivel local, inclusiv de ceea ce înseamnă piste de biciclete și alte linii de finanțare. Dar aceste chestiuni, iluminatul public, dar aceste chestiuni n-ar putea să se materializeze dacă la nivel local nu ar fi oameni care să reușească să facă proiectele. Și aici e meritul primarului Țuțora, prietenul și colegul nostru, domnul Cristinel Albu, pentru că face ca aceste lucruri să se materializeze. Și mă bucur că sunt astăzi aici alături de dumneavoastră, pentru că pe de o parte vreau să spunem foarte clar că are domnul primar tot sprijinul nostru și al domnului prefect și al organizației noastre politice, dar și din punct de vedere administrativ, dar pe de altă parte să vă și felicit, pentru că bogăția unei comunități nu constă doar în componenta economică, ci constă în bogăția spirituală, și aici sunt preoții și credința care ne îmbogățesc sufletele din punctul acesta de vedere, dar totodată bogăția noastră și a unei comunități constă și din ceea ce reușim să aducem ca și bogăție culturală. Și faptul că astăzi se inaugurează un așezământ în care se poate crește această bogăție, nu poate să fie decât un lucru foarte, foarte bun pentru comunitate și pentru noi toți. Felicitări încă o dată și Doamne ajută să avem un an cu sănătate și cu pace. Mulțumim, domnul Bogdan Cruceanu, deci vedeți aici Bogdan, da? Deci cei trei Bogdani care au menirea să dezvolte județul Iași, să știți că nu e întâmplătoare această. Și rog pe prietenul meu Bogdan Cruceanu să vă adreseze câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule primar. Știți cum s-ar zice, adunat și neadunat. Aș vrea să vă spun că în momentul în care am intrat în acest edificiu, am rămas plăcut impresionat, dat fiind că eu am și un element de comparație prin prisma poziției pe care o ocup, și anume aceea de director al Casei de Cultură a Studenților din Iași, și ocup această poziție din 2017, am reușit așadar să cunosc ceea ce înseamnă o sală de spectacole, o instituție în care pot să realizez evenimente, și vă spun că din punctul meu de vedere, ceea ce domnul primar a realizat aici în localitatea dumneavoastră este de bun augur. Și spun asta pentru că cu siguranță aici o să puteți să vă bucurați de multe evenimente, atât de seri culturale, cât și de spectacole, de orice natură, chiar și spectacole de teatru și așa mai departe, pentru că această sală și acest concept pe care dumnealui l-a realizat aici este bine structurat și poate fi, să zic, poate să dăinuie peste ani. Nu mă rămâne decât să vă felicit, domnule primar, și să vă spun că vă împărtășesc așa din discuția pe care am avut-o în mașină cu colegul meu Florin Boca și Rosana Necula când veneam încoace. Ei îmi spuneau că cam cum arată și cât de mult apreciază implicarea dumneavoastră de aici, și le-am zis că o să vedeți voi implicarea pe care voi o apreciați într-o altă notă de data aceasta, într-o notă realizabilă, pentru că acest edificiu este, într-o formă sau alta, și rezultatul muncii dumneavoastră, și vă felicit încă o dată pentru ceea ce ați făcut. Mulțumim, domnul director Șușu, ca să încheiem cu invitații. Vă mulțumesc, domnule primar, felicitări pentru acest locaș de cultură, felicitări pentru felul în care arată, felicitări pentru felul în care se aude. Noi avem o problemă cu acustica sălilor de spectacole, chiar ne simțim bine. Vă mulțumim că ne-ați invitat, este primul spectacol pe anul acesta, sperăm să ne meargă bine, Doamne ajută. Nu este prima oară când venim la dumneavoastră, vom veni cu plăcere ori de câte ori ne veți chema. Și vă mai felicit, domnule primar, pentru proiectul dumneavoastră de a umple acest edificiu cu copii. Știm de intenția de a crește un ansamblu folcloric aici, vă sprijinim, vă felicităm și vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți. Este foarte important pentru noi, pentru ansamblul artistic profesionist, că avem invitații și astfel de locuri în care ne putem manifesta. Mulțumim încă o dată și felicitări! Mulțumim tare mult! Părintele Bădeliță, mulțumesc pentru cuvânt.
poate nu întâmplător, slujba de sfințire și de inaugurare acestui așezământ cultural are loc în duminica aceasta, în care noi la Evanghelie citim fragmentul în care Hristos intră în casa lui Zaheu vameșul și spune că astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia. Și mă bucur că orice lucru care se realizează în comuna aceasta se face prin chemarea lui Dumnezeu în spațiul respectiv. Dacă citim istoria sfântă, citim Scriptura cu atenție, vedem că oriunde avea loc un contact între om și divin, acel loc devenea sfânt. Așa și astăzi, fiecare om, atunci fie că sfințește, fie că zidește o casă, sau fie că face o biserică, sau orice lucru, simte nevoia de a chema pe Dumnezeu în ajutor, pentru ca prezența Lui, slava Lui, să umple spațiul respectiv cu un sens, cu un rost, cu o noimă și să aibă o continuitate în istorie. În același timp, mă bucur că așezământul este plasat sub mantia acestui miros de tei al culturii românești numit Eminescu. Și scriem astăzi, ca să folosesc expresia lui Eminescu, o filă de poveste în istoria acestei comune. Pentru că, cum spunea și Simeon Mehedinț, atât valorează un popor cât a înțeles din Evanghelie. Iar cultura vine de la cuvântul cult. Cult însemnând forma, formele prin care omul își exprimă adorația pentru divin. Iar cultura o putem defini fără niciun pas înapoi ca fiind forma sau expresia pe care Evanghelia o ia într-un neam, într-un popor sau în sânul unei comunități. Așa cum apa de ploaie ia diverse forme în natură, un bob de strugure, un trandafir sau o frunză de nuc, așa și Evanghelia. Când ajunge în sămânța unui popor sau unei comunități, ea dă roade sub diverse forme. Iar acest spațiu este destinat tocmai ca unui showcase, să spunem noi, a unei case de prezentări în care omul vine să-și exprime ceea ce înțeles el din transcendent, din adorația pentru absolut. Diversele forme. Și atunci noi, ca biserică, ne bucurăm că avem în satul nostru, în parohia aceasta, în comuna noastră, un loc unde omul să se întâlnească cu ceea ce are el mai bun de oferit, mai de preț și mai să spunem așa, să rămână cât mai mult pentru viitor. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru că i-ați oferit soției mele acest loc de acest serviciu, să spunem așa, sau o vocație de a activa aici și știind-o așa o fire energică și dinamică, sunt încredințat, sunt convins că va face din acest loc o oază de spiritualitate, de cultură și cu siguranță viitorul acestei comune se va scrie începând de aici. Mulțumesc pentru cuvânt și Doamne ajută, spor întru toate. Mulțumesc! Mulțumim, Părinte! Și pentru că suntem în Casa de Cultură de la Țuțora, nu putea să lipsească domnul învățător Vasile Neamțu, domnul Lică Neamțu, care după 44 de ani de învățământ, încă își mai dedică puterile pentru a demonstra că este în stare să creeze lucruri frumoase și creează lucruri frumoase prin dăltiță, prin ciocan, în afară de vorbe. O să-l ascultăm și o să vedeți că și vorbește la fel de bine cum sculptează, sau poate chiar mai bine. Nu vorbesc la fel de bine. E greu să vorbesc după atâtea personalități prezente. Și, da, îi de laudă domnul primar pentru toate lucrurile pe care le-a făcut. Când am ieșit la pensie, i-am propus să facem și o troiță, două, trei, că sunt necesare, mai ales în timpurile noastre. Și dumnealui a fost
de acord, m-a ajutat cu absolut tot ce a fost nevoie și am ridicat troița care este în curtea primăriei, la hramul bisericii din primăria din satul Țuțora. Am ridicat-o și pe troița de la Chiperești, la hramul parohiei Chiperești, cu ajutorul lui Dumnezeu, fiindcă sunt trei sate, o să facem cu ajutorul lui Dumnezeu posibil să mai ridicăm una. Eu sunt foarte emoționat din cauza că nu am venit pregătit cu vreun cuvânt și este foarte greu să vorbesc după atâtea personalități, dar dacă vreți să vă vorbesc, când treceți pe lângă troițe, nu treceți nepăsători, uitați-vă 2-3 secunde, un Doamne ajută și dacă vă plac, mă bucur, eu, asta e plata mea. Vă mulțumesc, domnule primar, vă mulțumesc tuturor. Vă mulțumesc foarte mult, vă rog să coborâm. Lăsăm artiștii să se exprime și să ne încânte. Aflat în subordinea Consiliului Județean Iași, ansamblul Constantin Arvinte a fost înființat în anul 2018 și poartă numele regretatului Constantin Arvinte, reputat compozitor, dirijor și folclorist român, născut în comuna ieșeană Voinești. Ansamblul are în componența sa 24 de dansatori, 18 instrumentiști și 6 soliști vocali. Orchestra ansamblului este coordonată de dirijorul Dumitru Lucaci, iar instituția este condusă de coregraful Petre Șușu, care îndeplinește și funcția de manager. Cu respect și prețuire pentru publicul spectator din localitatea Țuțora, ansamblul artistic profesionist Constantin Arvinte al Consiliului Județean Iași vă propune astăzi să vizionați un program artistic alcătuit din cântece și dansuri populare românești din zona folclorică Iași și precum și moment coregrafic din Muntenia. Pe parcursul spectacolului vă veți întâlni și cu soliștii noștri vocali, Constantin Bahrin, Claudia Martinică, Andrei Bălan, Simona Mazăre, Andrei Liță și Denisa Tudoran. Ansamblul profesionist Constantin Arvinte al Consiliului Județean Iași, conducerea muzicală Dumitru Lucaci, manager și coregraf Petre Șușu, vă dorim vizionare plăcută și vă invit să urmăriți pentru început suita de dansuri din zona Hârlău. Thank you.